Da, se pare că în România este blestemul stadioanelor. Toate echipele care au stadioane cam părăsesc prima ligă. Nu, noi am aprobat joi planul de reorganizare. Pentru ce ne-am angajat în 2017, suntem cu salariile la zi, acele salarii pe care le dăm noi. Și cred că din toamnă va fi o altă echipă. Vor rămâne și jucători care vor confirma acum. Mulți poate își vor găsi echipe pentru valoarea lor, dar noi suntem convinși că și din toamnă vom fi în prima divizie și sperăm noi, într-un an, să ieșim din insolvență.